Bun găsit, o nouă ediție a emisiunii Cocktail. Campus TV continuă seria emisiunilor legate de oferte educaționale. Știți că noi ne-am spus oful în ciuda faptului că am scăpat de restricțiile anti-COVID. Anul acesta, deocamdată, asta este decizia ca târgul ofertelor educaționale să se desfășoare tot online. În mod ciudat, aș spune eu, dacă nu chiar suspect de suspect această decizie într-un context în care, repet, toate restricțiile au fost eliminate și știm foarte bine că una este să te întâlnești față în față și să vezi oferta celor care promovează liceele și alta este să te uiți undeva online la diferite materiale. Noi continuăm să facem astfel de emisiuni, iar astăzi cei de la Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil au onoarea de a-și prezenta oferta educațională. Dați-mi voie să vă prezint invitația din prima parte, doamna director Adriana Voicu. Bună ziua! Director plin. Așa. Doamna director Voicu, să rămâne bine ați revenit în studioul nostru. Doamna profesor Cristina Toma este coordonator educativ al Liceului Tehnologic Grigore C. Moisil și elevul Dorian Kerciu, clasa a 11-a, la profilul Producție Media. Deci poți să rămâi la noi după emisiune, adică am văzut că ești foarte încântat de cum arată studioul, de ceea ce este aici. Și noi oricum am avut colaborări și au venit mai mulți colegi care au stat în regia de emisie, au predat ștafeta, că mai avem un coleg în regia de emisie, Lucian, care a absolvit liceul, contactoare era. Da. Pe vremuri atunci. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Iar în a doua parte o să vină un alt elev care acum este în focurile bacalaureatului. Chiar a terminat cu simularea. O să ne întrebăm ce a făcut la simulare și cum au fost cei 4 ani de liceu. Bun. Chiar aș dori să începem cu acest lucru, pentru că noi am zis că ne așteptam să vedem după 2 ani în care nu a fost organizat acest târg educațional față în față, să-i vedem de această dată, anul acesta, pe cei de la licee prezentându-și oferta în fața viitorilor absolvenți de gimnaziu. Și noi așteptam lucrul ăsta, pentru că una este să intre copilul pe niște link-uri și să vadă niște materiale despre liceu și alta este să interacționezi direct cu el, să te vadă că existi, cum arăți, cum vorbești cu el, să-și facă o impresie așa pe viu, exact, cum s-ar spune. Dar poate la anul. Eu totuși înclin să cred că mai e timp pentru a se răzgândi cei din inspectoratul școlar, că până la urmă cu toții am revenit la o viață normală. Sau încercăm. Da, sau încercăm. Acum trebuie să ne obișnim cu normalitatea, să ne obișnim, da, iar. Să ne obișnim cu ce a fost înainte de COVID-ul acesta, de nebunia asta cu COVID-ul, că pandemia, înțeleg că nu s-a stins. Încă suntem în pandemie. Da. Am înțeles. Și poate că, cine știe, se va lua o altă decizie, dar care trebuie luată destul de curând, pentru că parcă în aprilie era. Nu? Da. Parcă în aprilie era târgul ofertelor educaționale, dar bănuiesc că supliniți, poate cu ziua porților deschise sau cu alte activități. Cu siguranță. Deja am avut o primă întâlnire cu copiii de clasa 8-a, într-adevăr, tot virtual, dar ne-am întâlnit noi cu ei pentru că era înainte de ridicarea restricțiilor. Și atunci le-am promis că undeva în luna mai să se mai și încălzească un pic, îi așteptăm la noi, la o zi a porților deschise și să se joace un pic în laboratoarele noastre, să interacționeze cu colegilor care sunt deja elevi la noi și să le spună așa, ca de la copil la copil, vino sau nu veni. Exact, poate puterea de convingere e cea mai mare, este din rândul elevilor către viitorii, da, absolvenți de gimnaziu. Eu cunosc Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil de vreo 20 și ceva de ani de activitate. Am fost de foarte multă, ca de altfel și la alte licee, și mărturisesc că ceea ce este acum Liceul Moisil reprezintă un proiect de succes. Adică evoluția este incredibilă, în sensul bun al cuvântului. Mulțumim! Sperăm că facem lucruri bune și ne bucurăm că se și vede. Pentru că noi, de fapt, vrem să le arătăm copiilor că, indiferent ce scrie pe plăcuța de la intrare, că e liceu tehnologic, că e colegiu național, ei au aceleași șanse. Și acum, între noi fie vorba, că nu ne mai vede nimeni, da.
se muncește foarte mult cu copiii aceștia și li se oferă niște oportunități pe care sunt convinsă că nu în multe părți, în multe alte locuri le au. Așa este, o să vorbim și despre, concret despre oferta educațională. Aș dori să vorbesc cu doamna profesor Toma, fiind coordonator educativ, da, o funcție destul de importantă în cadrul liceului și solicitantă în același timp. Solicitantă, da, importantă. Eu niciodată nu am văzut această, așa zisă, funcție ca pe o funcție în școală. Nu îmi place să ies în față așa cu acest lucru. Am încercat din 2016, de când am preluat această funcție de la doamna director, pentru că eu am fost ați predat ștafeta. Da. Și am încercat să fac cât mai mult pentru elevi dincolo de ore, în timpul liber, și pot să spun că chiar dacă avem copii care au diverse probleme, care vin din medii rurale și ar trebui să meargă repede acasă, au un autobuz și așa mai departe, am reușit prin activitățile pe care le-am organizat să îi ținem la școală după program, ceea ce este extraordinar. Am reușit să-i implicăm în activități foarte benefice pentru dezvoltarea lor personală, în primul rând, apoi profesională. Și avem activități de la parteneriate cu poliția, cu Inspectoratul de Prevenire și pentru incendii, activități cu One World Romania, care este o organizație non-guvernamentală națională și care încearcă să intre pe piața internațională, care, de exemplu, ce dorește să facă, să introducă filmul documentar ca instrument educațional. Și nu numai. Avem tot felul de proiecte naționale și internaționale. Pandemia, într-adevăr, a încercat să ne taie aripile un pic, mai ales ca și coordonator educativ. Pentru mine a fost un punct de răscruce, pentru că nu am mai putut să desfășor în amfiteatru acele activități față în față. Și multe alte activități, din păcate, au fost blocate din cauza asta. Da. Și ne-am temut și de proiectele Erasmus, despre care o să vorbim. Și atunci am făcut așa o cotitură și ne-am îndreptat către proiectele e-twinning. Nu știu dacă... Adică nu multe școli se duc către ele și vă spun de ce. Pentru că tentația proiectelor Erasmus este mobilitatea, adică acea deplasare exact, fizică, da. Schimbul excursia, de experiență, da. Da, e-twinning în seară înseamnă schimb de experiență, dar doar online. Și greu îi convingi pe copii să se implice, greu te convingi și tu pe tine că vrei acel merit, o săptămână într-o altă țară, gratis, cum se exact. Spune. Ei bine, ei participă și Dorian este unul dintre copiii care este la al doilea an. Anul acesta chiar am întrebat cine vrea și a fost, s-a oferit. Anul trecut a fost așa un pic mai cu forța, dar tocmai ca să le arăt ce înseamnă e-twinning și să-și dea seama că nu este atât de important neapărat excursia aceea, că până la urmă poate va veni ca o recompensă și că avem foarte multe de învățat din experiențele și schimbul de experiență internațional. Dorian, așadar, tu ești clasa 11-a, eu aș dori în primul rând să ne spui de ce ai ales Liceul Tehnologic Moisil. Ce școală ai terminat? Liceul Tehnologic Sfântul Mucenic Sava de la Berca. Am înțeles. Și cum a venit această decizie de a alege Moisil? M-am gândit că pe viitor pot alege dintre mai multe cariere, cum ar fi editare foto-video sau un job undeva în domeniul acesta, cum este o televiziune sau... Deci ești pasionat încă din școală de lucrurile astea. Da. E bine. Și ai găsit la Liceul Moisil ceea ce îți doreai? Da, o să spun că da. Povestește-ne din experiențele tale, zicem, și din evoluția ta, pentru că clasa 9, acum ești clasa 11, 2 ani. Ce pot să spun legat, de exemplu, de proiectele... Bine, problema este că ai prins pandemia. Da. Ai prins regulile astea stricte din pandemie și foarte multe ore online, din păcate. Ce aș putea spune legat de proiectele e-twinning pe care le-a expus și doamna Toma mai devreme ar fi că ai posibilitatea, în primul rând, de a
îți dezvolta capacitatea de a comunica într-o limbă străină. Lucru care nu ți este prea permis atunci când vorbim doar de ore. Adică ți este predată materia, ai o temă și nu prea ai posibilitatea de a pune în practică teoria și cuvintele noi și așa mai departe. Pe lângă asta am învățat să folosesc foarte multe programe de care nu auzisem și care s-au dovedit a fi folositoare nu doar în relațiile cu școala, cât și în lucruri, activități personale. Da, uite, și telespectatorii văd mai multe imagini de promovare a liceului pe care doamna director mi le-a transmis și chiar sunt curios dacă ai contribuit la ele. Da. Deci era practic o întrebare retorică, sunt convins, da. Nu doar a contribuit, este foarte modest. El este cel care a lucrat. El de la a face fotografiile în școală sau a ne filma pe noi până la produsul final. Adică este un elev extraordinar de muncitor și care e ca un burete. Și este și legătura noastră cu social media, că acum avem și noi o vârstă. În afară de Facebook nu prea stăm pe multe canale din astea media și atunci îi trimitem Dorian, postează repede pe Instagram, pe Twitter, pe ce știi tu acolo și el a făcut toate conturile școlii și se ocupă de ele. E, într-adevăr, Dorian, ești modest, e bine că veniți în completare, adică să spuneți efectiv cu cine avem de-a face. Bun, deja vedem și o parte din dotările din liceu, înainte de a vorbi despre oferta educațională concret. Doamna director, ce reprezintă practic de fapt, liceul Moisil? Ce întrebare complicată! Știu, de obicei mai pun întrebări și complicate, dar eu știu că o să puteți să răspundeți. Pentru mine, liceul Moisil înseamnă o provocare. O provocare de a arăta celorlalți că un liceu tehnologic nu trebuie să rămână undeva la coada învățământului așa cum este perceput în general liceul tehnologic, că aici avem o problemă de mentalitate pe care încercăm să o depășim cumva foarte greu, dar cred că am reușit într-o oarecare proporție. Este o provocare și a colegilor mei de cancelarie de a arăta celorlalți că noi de fapt suntem o familie, o familie care ne iubim copiii, iar copiii acestei familii sunt elevii noștri. Și este cumva un proiect de suflet așa pentru toți, că toți cei care intră pe poarta liceului trebuie să plece mai buni un pic. Cel puțin acolo o frântură, dacă nu mult mai buni. Și este o provocare în a le arăta celorlalți că dacă se lucrează cu drag și cu dragoste de copii, orice, nu știu, obstacol se depășește aproape singur. Da, îmi imaginez că există totuși un spirit al liceului, apropo de faptul că se împină predatul. Da, noi predăm, învățăm diverse materii, dar suntem apropiați și din alt punct de vedere față de elevi, pentru că uneori suntem empatici, îi înțelegem problemele, ce se întâmplă aici, ziceți doamna Toma? Este un videoclip făcut da? De generația cu care am terminat. Tot producție media anul trecut au terminat și n-am putut să mă abțin dirigintelor, da, tot producție media, un filmuleț făcut tot de elevii mei. A fost un concurs. De ce sunt mândru că sunt elev la Moisil? Și în pandemie. În pandemie. Pentru că trebuia să le facem ceva, să-i ținem aproape pe copii, că altfel se distanțau, iar distanța nu face bine. Așa este, da, amintiri frumoase. Mesajele sunt extraordinare, dacă... Și mesaje sincere venite din partea copiilor. Apropo de ce reprezintă Moisil, dacă îmi permite să spun și eu, eu cred că elevii noștri simt foarte bine că noi, cei din cancelarie, nu suntem un colectiv, ci suntem o echipă și chiar mai mult o familie. Și cred că atunci când în cancelarie există o astfel de atmosferă de prietenie, de întrajutorare,
Lucrurile merg foarte bine și la clasă. Te duci cu zâmbetul pe buze, indiferent că poate ai venit de acasă supărat și mai departe, dar întotdeauna am știut să ne sprijinim și să ne ajutăm și să trecem peste problemele care sunt dincolo de școală și la oră să fim așa cum trebuie, apropiați de copii. Și exact cum spuneați, nu numai mergem și le predăm materia, și Dorian este aici și poate să spună, eu am cu ei, de exemplu, 4 ore pe săptămână, pentru că au intensiv engleză, și din cele 4 ore mi-am rupt cam 4 luni, o oră din cele 4, cu One World Romania, pentru că sunt reprezentantul lor și am discutat despre absolut orice subiect, de la discriminare, de la problemele adolescenței, inclusiv despre sex, le-am dat exemple din viața personală. Ce ați făcut, doamnă? Păi cum? Da, n-ați văzut ce dezbatere? Este aici cu... să spună dacă eu... Și cred că înțelegeți ironia la adresa celor care, domnule, cum să vorbim așa ceva? Da, unde să vorbim? Da, sau când să mai vorbim? Trebuie să-i pregătim pentru viață. Că nu vor trăi într-un glob de sticlă din care nu iese și nu intră nimic. Trebuie să-i pregătim pentru viață. Da, între timp mai tragem cu ochii și vedem aici o animație chiar cu doamna director, doamna director Voicu. Tot așa, un filmuleț făcut de cei de la Măsil, film de promovare. E foarte dinamic, e animat liceul ăsta, din câte contă. Bine, sunt toate liceele, dar fiecare e cu specificul său. Și Dorian, ai lucrat și la asta? Acesta nu este. Nu, este al altui copil, dar de asta este animat, pentru că îi implicăm pe copii în toată nebunia asta, care înseamnă liceul Moisil, și zic nebunie la modul frumos. Bun, Dorian, experiențele tale extra școlare? Liceul nu prea... Deci tot din cauza pandemiei, tot așa, nu prea... Da. Ce pot să spun? Proiectele e-twinning, repet. Proiectele e-twinning au făcut parte din unele activități extrașcolare. Pe lângă asta mai este acum proiectul Erasmus Plus. Un proiect ce le permite elevilor să aibă stagii de practică în țări din străinătate, de exemplu Spania sau Portugalia, unde au de-a face cu angajatori adevărați și unde pot experimenta practic cum este să ai, pentru o perioadă determinată, un job și să pui în practică tot ce ai învățat aici în țară. Da, bun, interesant. Haideți să vorbim despre ofertă. Oferta educațională din acest an, dacă se notează, dacă nu, o luăm așa, cu fiecare profil în parte. Ia să vedem, pe liceu unde? Da? Pe liceu, pentru anul următor, avem 5 clase. Sunt prima într-o ordine aleatorie, nu într-o anumită ordine. Vorbim de producție media, tehnician, operator, procesare, text, imagine. Sunt 24 de locuri cu intensiv engleză și telematică pe domeniul electronic automatizări, tot cu intensiv engleză. Am fost primul liceu tehnologic care a avut profilul acesta de intensiv engleză. Asta înseamnă că îmbinăm cumva științele tehnice de specialitate cu limba engleză, pentru că, să fim serioși, ce mai facem fără engleză în ziua de azi? Mai nimic. Da, vorbită. Și atunci am pus accentul pe partea asta de limba engleză, pentru că în momentul în care te duci în fața unui angajator, nu-i de ajuns să știi practic să faci lucruri sau teoretic, ci trebuie să le și comunici într-o limbă străină. A rămas liceul tehnologic Grigore cel Măsil cu singurul profil media? Bineînțeles. Retorice, și telematica la fel, suntem singurul liceu care avem această specialitate. Ca evoluție, ca perspectiva asta, dorințe elevilor sunt din ce în ce mai mulți care vor să vină către media. Acum e o curiozitate profesională de-a mea. Medii din ce în ce mai mari, eu în clasa 9
am preluat o nouă generație, sunt niște copii extraordinari care, cu care voi avea cu siguranță, atât eu cât și colegii mei din încadrarea lor, rezultate extraordinare, adică deja într-o perioadă de pandemie au obținut mențiuni și locul 3 la nivel național la concursurile în care au fost implicați. E bine că spuneți, ca să nu fie modestie, deci în emisiunea asta nu vorbim de modestie. Deci aveți și rezultate cu ei, clar. Să știți că nu spun ca să ne lăudăm pe noi, ci sunt foarte mândră de copiii mei. E vorba de puterea exemplului. Eu sunt foarte mândră de copiii pe care îi avem. Să știți că vin un pic timorați, demotivați. Pentru că, exact cum spunea doamna director, din păcate mentalitatea părinților încă este acolo, că un liceu tehnologic e rău, a ajuns acolo, mi-e rușine să spun că a luat la un liceu tehnologic, această mentalitate se răsfrânge și asupra copiilor și vin oarecum așa, m-am luat aici, dar vreau să învăț și să mă transfer. Și vreau să spun că îi convingem să rămână la noi. Vă spun, din experiența copiilor pe care i-am acum, am peste, cred că, 5 copii care au avut media 9-50 ceva, 9-60 ceva, în 5-8. Da, au luat examenul cu 8-80 ceva, 8-70 și ceva și nu vor să plece de la clasa mea. Mă bucură să aud asta, mă bucură chiar foarte mult să aud asta, că există din ce în ce mai mulți copii care vin către zona asta și este nevoie de specialiști. Vin și nu mai pleacă. E nevoie de da, foarte bine, este perfect. E o nevoie mare, mare. Deci angajatorii să plâng în diverse domenii. Da, da. În zona asta industrială, pe zona tehnică, deci sunt terminați. Da, terminați, este adevărat. Terminați. Este adevărat, da. Și asta este, noi trebuie să o privim ca pe oportunitate pentru copiii noștri, că atâta vreme cât avem nevoie de forță de muncă, înseamnă că îi aducem pe angajatori alături de liceu și le oferă copiilor nu numai un loc de muncă, ci și multe alte beneficii, atâta timp cât ei sunt serioși și își fac treaba acolo așa cum trebuie. Da, o școală europeană, în adevăratul sens al cuvântului, nu numai cu titulatura. Haideți să vorbim și apropo de perspective, da? De absolvenții, de cum e la profilul noastră. Unde se pot ei îndrepta? În ce zonă? Da. Ce oportunități au pe piața forței de muncă? Întotdeauna le-am spus copiilor de clasa 8-a cu care am discutat, fie față în față, fie virtual, așa, în videoconferințe, că au oportunitatea de a se îndrepta către o gamă largă de domenii. De ce? Pentru că, așa cum am mai spus, avem intensiv engleză și atunci ei cu ușurință pot merge către școlile militare, către școlile de poliție, unde una dintre probe este limba engleză și cu o pondere destul de mare. Suntem mândri, iarăși, să avem de acum 2 ani, un 2 sau 3 ani, un student la SRI, de la Liceul Tehnologic Grigore Moisil, fără pregătiri în privat, pentru că nu și-a permis. Este vorba de Gabriel Mihai, de care la fel suntem foarte mândri și cu care ținem legătura. Deci avem, copiii pot merge către meseriile acestea, băieții caută din ce în ce mai mult, pentru că se gândesc că este o meserie ușoară și bănoasă, așa o văd ei. Așa este. Și pot merge, iarăși se dă examen, se dă admitere la matematică fizică și iarăși noi pregătim, ei dau teză la aceste obiecte și au baza. Și mai mult decât atât, pot merge în domeniul acesta de mass media. Există universități care au această specialitate și pot merge cu lejeritate. Din propria mea generație, care a terminat anul trecut, am studenți la limbi străine sau la litere, în Galați, Galați și București. Chiar ieri un coleg de limba franceză s-a întâlnit cu un fost elev de-al meu și sunt atât de mândru, este la română-franceză. Și bineînțeles, avem majoritatea studenților la Politehnică din aproape toate orașele din România. Da, e bine că dați aceste exemple, spargeți barierele, pentru că există în continuare apropo de mentalitate, patalama, ce faci după aceea, după ce termini, uite ce exact faci, că ai ce să faci. Îl întrebăm acum și pe Dorian, ce vei face tu, te-ai gândit ce vei face la anul? Am mai multe variante în cap. Una dintre ele ar fi universitatea
care continuă pe același, facultatea care continuă pe același profil ca la liceu, pe producție media, este vorba de Babeș Bulyai din Cluj, sau medicină veterinară. Hopa, stai așa, că mai aflăm ceva. Media, medicină veterinară sau cum vine? Da, sunt... Nu contează, adică chiar sunt curios cum... Nici eu nu știu cum ajuns de la una la alta, dar le văd ca fiind lucruri de viitor, mai ales Universitatea de la Cluj, Facultatea de la Cluj. Așa este. Bun. Eu îți doresc succes, Dorian, să reușești în tot ceea ce îți propui, indiferent ce vei alege, și îți mulțumim, să terminăm prima parte și de aceea, și o să vină colegul tău mai mare cu un an, și îți mulțumim pentru faptul că, iată, contribui la imaginea liceului prin filmulețele pe care le editezi, le filmezi. Cum e, să zicem așa, să stai în fața calculatorului? Te pierzi? Adică pierzi noțiunea timpului? Da, garantat. Știu, eu știu de la colegii mei, de la montaj. Adică, pentru, eu muncă ultimul, pentru ultimul spot, filmatul a durat aproape zi și editatul vreo 2-3 zile. Da. Știm cum este și de aceea te apreciăm. Acum poate suntem subiectivi, da? Fiind tot în zona asta, știm totuși care sunt eforturile și cât de mult durează pentru a scoate un produs bun. În continuare îți doresc tot ceea ce îți dorești și tu să realizezi. Îți mulțumesc, Dorian. O să rămâneți dumneavoastră, doamnelor, în studio și o să vină a doua parte a emisiunii un alt elev, revenind după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit a doua parte a emisiunii noastre, în care vorbim despre oferta educațională de la Liceul Tehnologic Grigore Cemoisil din Buzău, alături de doamna director profesor Adriana Voicu și de doamna profesor Cristina Toma. A venit un alt elev, Mădălin Cojocaru, te salut, bine ai venit în studioul nostru. Cum a fost prima parte a emisiunii, regia de emisie? Salut, a fost minunat, mi-a plăcut să vă văd din spatele camerei. Ai reținut faptul că nu trebuie să fii modest. Da, sigur. Așa, și am înțeles că ai ce să ne povestești. Da. La fel am și eu o curiozitate. De ce ai ales Moisilu? Tu ești clasa a 12-a, acum ești mai un pic și gata. În primul rând a fost recomandat de un membru al familiei și am fost atras pur și simplu de profilele acestui liceu. Și tu ești la profilul electric, nu? Da, eu sunt pe profilul electric. Vorbim despre scumpirea electricității? Ai idee cum s-a întâmplat această extorsiune unui degajament? Nu am idee cum s-a întâmplat, dar mă bucur că a avut loc. De ce? Probabil că să câștig puțin mai mult. Exact! Uite, apropo de mentalitate și în pauza de publicitate, simțeam așa legătura dintre voi, așa ca grup, să zicem, și mi se pare foarte fain. Uite, o altă perspectivă. Cu care eu sunt de acord, pentru că fiecare își vede interesul. Pentru că nu e un interes mai schimb. Până la urmă, dacă tu vrei să excelezi în cariera asta de electrician. Eu sunt înscris la armată, dar în timpul liber vreau să fiu electrician. A, la armată, adică? Maestri militar Bobocu. A, deja gata. Da. A, vrei o carieră militară. Da. Acolo umblăm la... Nu? Motoare de avioane. Motoare. A, da. Superb. Are legătură. Superb, da. Foarte hotărât, îmi place de tine, Mădălin. Haideți să ne povestești așa un pic din experiența ta în ăștia aproape patru ani. Pe lângă profilele frumoase pe care vi le-a prezentat doamna director ale liceului nostru, avem și proiectele extrașcolare la care am participat și eu, mai ales Erasmus, care se referă la o perioadă de practică pe care am desfășurat-o în altă țară. Eu am fost în Spania împreună cu 31 de elevi și 3 profesori. Am avut timp să muncim și să ne distrăm acolo. Eu, de exemplu, am avut noroc și am nimerit la o firmă unde am montat prize și întreruptoare, exact lucruri de pe profilul meu. Colegii au reparat telefoane sau trotinete electrice, oricum mulțumim și de ce... Deci ai fost ca peștele în apă, te-ai simțit în elementul tău. Exact. Așa. Și ai și primit bănuți? Da, am primit bani de buzunar, mai mult decât suficienți, pentru că am și venit acasă cu câțiva.
E bine. Și cum ți s-a părut toată experiența asta, apropo de cum e în România, cum e în Spania, de exemplu? Nu știu, poate o fi mai bine la noi, nu știu. Cu siguranță, nicăieri nu e ca acasă, cu toate acestea e un alt trai acolo, din orice alt punct de vedere. Da, experiențele acestea, stagiile de practică, da? De fapt, reprezintă și o bună parte din emblema a școlii europene, da. Emblema pe care o poartă liceul Moise. Pentru asta, pentru proiectele Erasmus, eTwinning și pentru alte proiecte am primit, într-adevăr, eticheta aceasta de școală europeană. Vă pot spune și eu despre aceste plecări, pentru că anul trecut am fost unul dintre profesori însoțitori. 3 săptămâni nu este ușor să pleci de acasă, de lângă propriul copil și de lângă familie. În 3 săptămâni se pot întâmpla multe acasă, dar trebuie să fii total dedicat celor 12 copii pe care îi ai în grijă. Nu cred că, numai dacă vă imaginați să fii responsabil pentru 12 copii, 24 din 24, 3 săptămâni, nu 7 zile ca o tabără, pentru bunăstarea lor, pentru ca ei să-și îndeplinească toate datoriile. Pentru că acești bani pe care noi îi primim de la Uniunea Europeană nu se dau atât de ușor. Noi, copiii, trebuie să dovedească faptul că au deprins niște abilități, niște atitudini, niște aptitudini, că și-au dezvoltat competențele digitale, lingvistice și din profilul lor, de pe domeniul lor. Sunt teste care se dau inițial, care se dau pe parcurs și la final. Trebuie să dovedim un progres din toate aceste puncte de vedere. Este o experiență unică, dar ai nevoie de o pauză, nu poți să mai pleci următorul ca și profesor însoțitor. Pentru că, într-adevăr... Acum, fi sinceră, câți dintre ei și-au dorit să rămână pe acolo? Eu am fost cu cei de la producție media și, într-adevăr, erau așa cam jumătate-jumătate. Am avut doar 2 fete, restul băieți, de 18 ani. Dar cât sunt eu așa de micuță și firavă, m-au ascultat, le-am oferit libertate, dar în anumite limite. Gândiți-vă că am stat în centrul Valenciei, adică în focul distracției. Și acolo. Și efectiv, ce s-a întâmplat? Adică unde ați fost în practică? Unde la ce fost? Firme? La... Copiii mei au fost pe producție media, au fost, da, la tipografii. În general, în tipografie au lucrat copiii de la producție media. Trebuia în fiecare dimineață, fiecare avea parcursul lui singur, mergeau la locul de muncă. Aveau locuri de muncă de la mers pe jos de 10 minute până la a merge cu trenul în altă localitate. Gândiți-vă la emoțiile pe care le aveai, să știi că, nu știu, el sosește la 12, celălalt la 13, să-i vezi pe toți la prânz acasă. După amiaza, întotdeauna am avut activități organizate de cei din Spania, de socializare, de intercunoaștere, dar și timp liber, împreună la mare, cu doamna profesoară, a fost foarte interesant. Asta e și rolul stagiilor, pe lângă faptul că te învață, exact, mai mult. Exact, profesional, dar și personal extraordinar. Am avut o fetiță care, oarecum, închisă în ea, rușinoasă, își vedea doar de pătrățica ei, era retrasă așa în clasă. Și extraordinar de mult s-a deschis și la venire în avion mi-a spus: doamna profesoară, nu o să mai spun niciodată că nu pot. Și pentru mine asta a fost extraordinar. Încă un exemplu și pentru care vă mulțumesc că îl sintetizați în analiza asta legată de ce înseamnă experiența în proiectele europene. Toate lucrurile astea fac parte dintr-o muncă destul de laborioasă, doamnă director. Nu uităm că se termină și emisiunea și după aia uităm să zicem și de celelalte oferte educaționale. Bun. Haideți să vă întreb așa. La tehnician operator telematică intensivă engleză, aici ce pot deveni viitorii absolvenți? Aici, ingineri. Toți pot deveni ingineri, da. Se ocupă cu transmiterea de date la distanță, telefonie mobilă, televiziune, cum se transmit datele.
De asemenea, avem o clasă de operator tehnică de calcul, tot pe domeniul electronic automatizări. Și, bineînțeles, profilul tradițional al liceului, și anume profilul electric, cu o clasă de electrotehnist și o clasă de tehnician în instalații electrice. El este viitorul absolvent al acestui profil. Asta pentru liceu. Pentru școală profesională avem propus și sperăm să-i convingem pe copii că școala profesională este o modalitate de a-și câștiga mai repede banii cu care să trăiască. Jumătate de clasă, 12 locuri, domeniul electric, electrician joasă tensiune, și jumătate de clasă, 12 locuri, în domeniul mecanică strungar, cu contracte cu operatorii economici din Buzău. Da, aici Buzău. Aveți colaborarea cu companiile din Buzău. Da, companii care sunt cumva partenere de mult cu liceul nostru și care le oferă copiilor diverse, nu știu, lucruri care să-i facă să înțeleagă că un loc de muncă îl au dacă îl vor, și asta e cel mai important. Sunt foarte interesați să investească în ei, exact, pentru că au nevoie de forță de muncă. Exact, stimulente financiare, toată treaba este să înțeleagă că dacă ei se duc la angajatorul respectiv ca elevi și sunt serioși, cu siguranță vor fi și viitorii angajați. Exact. Bun, și și noastră puteți să ne dați exemplu apropo de absolvenți, de cei care termină liceul și cum ajung în carieră, vorbim de cei care au trecut deja de etapa facultății. Da, chiar am avut săptămâna trecută o surpriză foarte plăcută. Un fost elev de data asta de al meu, de acum mai mulți ani, de la dirigenție, aveam tot o clasă de producție media, a venit să ne spună că și-a deschis o firmă de publicitate și că vrea să facă un proiect împreună cu noi pentru copiii de la media, în care să învețe tot felul de, mă rog, tehnici, de chichițe așa, de secrete ale meseriei. Și zic că, păi măi Leo, dar de ce ai venit tu tocmai la noi? Zice, doamnă, atât de multe am învățat la dumneavoastră că nu pot să nu vin și măcar acolo un picuț să las și de la mine către liceu. Ceea ce e super. Mădălin se uită foarte atent că e în zona lui asta. Da, da, da. Firida, ce scrie acolo? Crește la Firida, sau ce e acolo, Mădălin? Deci e laboratorul de... Unul dintre laboratoare. Atelier. Da. Unul dintre laboratoare unde copiii se joacă cu curentul. Și da, învață, mă. Acum, eu cred că ești electricianul familiei, adică nu cred că greșesc spunând că ai fost capacitat. Ah, gata, las că-l chemăm pe Mădălin, că știi, exact, nu? Exact. Când se strică un bec, o priză, ceva. Fie vorba între noi, ai luat și bănuți? Nu. Mă rog, atenție. Mulțumirile sunt de ajuns. Da. Mădălin, tu ce vrei să faci după ce vei termina? Că eu sunt convins că vei face școala, nu? De la Boboc. Ah, da, da. După cei 2 ani de școală, de pregătire, voi vrea să fiu electrician în timpul liber, cel puțin. Nu te interesa să rămâi acolo, să zicem, și în timpul liber? Și în timpul liber, mă refer la electrician, la face instalații electrice la casele oamenilor. Da. Nu doar la... Peste câțiva ani să sperăm că cei care te vor solicita ca electrician să nu înjure printre dinți când primesc factura de la electricitate. Că asta e, poate să regrează costurile astea, zic așa. Să sperăm. Așa, consumator. Ce a reprezentat pentru tine liceul Grigore C. Moise, Mădălin? A fost ca o a doua copilărie, pur și simplu. Au fost 4 ani în care am crescut acolo, am învățat lucruri și mulțumit că am făcut alegerea aceasta. Sunt convins că ai avut multe experiențe, multe momente și de bucurie, dar și de tristețe, nu? Sigur că nu există perfecțiune, clar. Aș vrea să ne povestești un moment care te-a impresionat foarte mult, așa. Unul dintre momentele care te-a impresionat foarte mult ca elev al liceului. Nu știu exact, să vă dau un exemplu, dar un lucru care mi-a plăcut foarte mult la liceu au fost profesorii.
pentru că auzeam din stânga și în dreapta de la alții că sunt stresați când merg la școală din cauza profesorilor și eu nu am fost niciodată, n-am avut tangență cu subiectul acesta. Poate tot fie vorba între noi cei stresați sunt cei care vor să învețe mai puțin, așa, sau dacă se poate așa mai. Cum stai la învățători? Ești bine? Sunt bine. Da? Da. La simulare ce ai făcut? M-am descurcat. Chiar am fost plăcut surprins de ce am... că am reușit să fac și nouă asta degeaba acolo. Deci iei bacul, adică nu... Da, cu siguranță, cu siguranță. Hotărâre, asta înseamnă hotărâre să fii... Asta este spiritul copiilor noștri. Eu așa vreau noștri. Să din ce în ce mai mulți tineri ca tine, Mădălin, ca Dorian, hotărâți. Hotărâți în viață să facă ceva, că în rest, ce să zicem? Și mai mulți părinți care să treacă peste bariera asta, de peste mentalitatea asta, că, domne, părumânește, e nașpa, să te duci la liceotec. Nu e. Chiar nu pentru e. Că tu, de exemplu, ca electrician, eu zic că știi mai mult decât un jurnalist. Eu vorbesc probabil de jurnalist la care scrie. Da, probabil da? Că da. Nu pe zona tehnică. Eu tot timpul le-am spus copiilor la un moment dat că în fiecare toamnă și vară, angajatorii sunt în curtea noastră să îi angajeze nu numai pe cei de la școală profesională, cât și pe cei de la liceu. Și le oferă niște salarii și le-am zis, eu cred că am greșit că m-am făcut profesor. Am vrut să zic, dar am zis, da. Doamne, să nu ba mă da, trezesc cu niște reacții. Adică... Așa este, da. Pentru că au niște oferte super pe măsura abilităților pe care le au. Bun, de școala de maestri am vorbit, n-am vorbit. N-am vorbit... Maestru de mașini și aparate electrice. Iată. Da, pentru că ați fi surprins, dar sunt foarte mulți copii care, copii, deja sunt adulți cu familie, nu mai sunt copii, care sunt angajați de niște ani și s-au întors și ne-au zis, n-am putut să mă duc la facultate, dar ajutați-mă să mai fac ceva, că nu pot să rămân doar cu liceu, că uite, mai îmi trebuie și mie o hârtie, colo-colo. Și atunci ne-am gândit să le dăm posibilitatea să continue după liceu. Și suntem autorizați pe școală post-liceală, tehnician aparatură electromedicală. Suntem iară singuri în Buzău și este un domeniu foarte cerut. Și școală de maestri mașini și aparate electrice, exact pentru absolvenții noștri în mare parte, care n-au putut merge la facultăți, dar care vor să se specializeze în continuare. Spunea Mădălin de profesori și un exemplu la care nu mă așteptam, dar a fost o surpriză plăcută. Să-l aud pe Mădălin vorbind despre profesori. Cum stați cu resursa umană? Nici bine, nici rău. Într-adevăr, este nevoie de ingineri, profesori ingineri, care să vină și să aducă un suflu nou în toate domeniile. Anul acesta pandemic, anul trecut pandemic, i-a speriat pe mulți și au ieșit la pensie. Dar am avut cumva norocul ca în toamnă să vrea să mai ia ore, pentru că n-au mai fost așa stricte condițiile de pandemie și să vrea să mai ia ore, dar chiar ne străduim, nu știu cum reușim, să facem un apel către absolvenții de politehnici să se îndrepte și către învățământ, pentru că este nevoie și copiii ăștia au nevoie de profesori tineri care să... îi ajute să vadă lumea și altfel și să învețe și tehnologii mai noi, care nu sunt neapărat în cărțile, în manuale, dar care sunt pe piața muncii. De asta noi avem o colaborare foarte strânsă cu operatorii economici, pentru că un atelier școală nu poate ține pasul cu dezvoltarea tehnicii. Și așa angajatorul are tot ce-i trebuie, pentru că e normal, exact. El trebuie să fie în pas cu tot ce se întâmplă și de asta îi ducem pe copii în practică la angajator, ca să fie acolo conectați. Atelierul școală este, într-adevăr, dotat, dar nu putem să-l dotăm în fiecare an cu toți roboții și cu toate mașinăriile care apar. Și aici ajungem la partea de discuție despre infrastructură, despre dotări, despre tot ceea ce aveți. Nu stăm rău. Nu stăm rău, pentru că am avut norocul să fim așa beneficiarii unor sponsorizări care ne-au ajutat să ne punem cumva pe direcție. Sponsorizări venite tot de la partenerii noștri, operatorii economici la care ducem copiii în practică și care au zis, de ce să învețe numai la mine? Haideți să învățați și la școală o parte dintre lucruri ca la mine să vină deja și să lucreze pe mașinăriile astea. Și da, avem laboratoarele dotate, nu
la un nivel extraordinar, dar acolo cât să nu fie aruncați așa în viață și să nu știe de unde să ia un aparat și să ce să facă cu el. Într-adevăr, e nevoie tot timpul de updatare, ca să spunem așa. Asta pe partea domeniilor efectiv pe care le au ei. Pe parte de laboratoare de informatică stăm foarte bine, pentru că am avut noroc ca primăria să ne susțină niște proiecte de dotare de laboratoare de informatică și cu laptopuri și cu imprimantă 3D și cu table interactive. Și chiar aici stăm foarte bine. Da. Suntem aproape de finalul emisiunii. Oricum o să ne mai întâlnim, o să mai avem ocazia, o să vă mai vizităm ca de obicei. Mădălin, de câți polițiști e nevoie să schimbi un bec? Oare cum era bancul? Nu știu bancul, dar bănuiesc că de cel puțin doi. Nu știu. Da. De ce? Unul ține becul și celălalt. Da. Bravo. Patru mâini sunt mai bune decât unul, decât două. Da. Legat de experiența ta din liceu și mergând pe premiza asta a ofertei educaționale, de exemplu, cum ai vorbit-o sau de ce ai recomanda unui viitor absolvent de gimnaziu să aleagă liceul Grigore C. Moise? Recomand liceul pentru că, după cum v-a prezentat și doamna director, toate meserile acestea frumoase și nu este pur și simplu o variantă bună de a face ceva în viață. Este una din variantele corecte, nu știu. Da, sunt lucruri pe care le învață elevii, lucruri care pot fi folosite în viitorul lor, într-o carieră, indiferent, dar pe zona asta tehnică, evident. Este adevărat și în afară de asta, noi în momentul în care le dăm drumul pe poarta a școlii, putem să spunem că sunt oameni. Cu adevărat oameni, așa, cu o mare. Pentru că asta e până la urmă mai important. Că de o meserie o înveți. Doamna Toma, ce satisfacție aveți ca profesor al liceului Grigore C. Moise? Satisfacții sunt toate aceste momente când primești mesaje sau chiar vizita lor după ani de zile și ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru ei, pentru că nu i-ai lăsat să se mute de la liceul tău și că a meritat să vină la noi și să stea 4 ani împreună cu noi în această familie pe care ne numim familia Moisil. Sunt toate rezultatele lor. Eu nu neapărat mă bucur că scrie numele meu pe o diplomă, cât bucuria de pe fața lor și mă uitam la copiii aceștia noi de acum, care poate au fost afectați oarecum de pandemie, au stat clasa 7-8 în pandemie, în online și erau, deci nu venea să cred copiii cei mai mari, așa ziceau, vrem online, dar cei de-a noua nu, noi vrem la școală, doamna, vrem la școală, vrem aici, ne place foarte mult și mă gândeam când vorbea doamna director de modul cum îi atragem noi pe copii și de mentalitatea asta de teoretic, liceu teoretic și liceu tehnologic, iarăși un exemplu, că astăzi cred că am fost omul exemplelor. E foarte bine. Punctual, așa. Am început anul școlar cu 25 de copii care au ales să vină la noi, adică își mai doreau, dar nu au avut media. Și am avut surpriza că în vacanța de iarnă să se mute 2 copii la noi de la licee teoretice. Nu dau nume. Opa! Dar și cum? Foarte prin puterea exemplului. În clasă la mine au foști colegi din gimnaziu. Ei și-au povestit între ei ce se întâmpla în liceul lor, în liceul nostru. Mi-au făcut legătura părinții și m-au rugat insistent să îi primim, deși am depășit un pic numărul de copii din clasă. Doar 2 am putut să primim. Uite, și asta spune mult. Exact, cum se spune, cărămidă cu cărămidă se construiește. Doamna director, la fel, sunteți de ceva ani coordonator al acestei unități de învățământ și ce ați putea spune așa, tot așa de final, cu ce satisfacții?
Satisfacțiile cele mai mari sunt într-adevăr atunci când după 2, 3, 4, 5 ani sau poate mai mult vin și te caută la școală, doar că am fost în trecere prin Buzău, dar n-am putut să nu vin să vă salut. Una dintre cele mai mari satisfacții a fost când au venit foști absolvenți de prin primele generații, au intrat în liceu și au zis nu se poate, ăsta este liceul nostru, așa s-a transformat și atunci, într-adevăr, vezi și tu că ceea ce faci, faci bine și se vede și în afară că faci bine. Când îi vezi pe copiii ăștia că sunt mulțumiți de ceea ce fac la școală și când se duc într-adevăr și cu ceea ce au învățat la școală câștigă un bănuț în timpul lor liber, pentru că asta e cel mai important. Și când îi sui în avion să se ducă să facă practică cine știe pe unde și îi vezi stresat și când vin de acolo cu fețele radin și mai vrem, când vin colegii din cancelarie și spun Adriana, hai să mai stăm și noi la o cafea, să mai povestim, asta înseamnă că suntem așa într-o, ca într-o familie, exact cum spuneam. Când mai vine când vin operatorii economii și ne spun doamna directoare, dați-ne copii pentru că noi vrem să-i angajăm pe ei dumneavoastră că sunt foarte buni. Am avut o surpriză foarte plăcută când a venit unul dintre decanii de la Politehnica București și ne-a propus o colaborare ca elevilor care termină, absolvenților noștri, să le dea anumite facilități, doar să se ducă la Politehnică pentru că i-au remarcat pe copiii de la noi că au ceea ce le trebuie ca și bază ca ei să apoi să construiască. Ceea ce e mare lucru. Da, Dorian, în modestia lui, în prima parte a emisiunii, n-a vrut să zică, dar ziceți dumneavoastră, doamna profesor, de cât de recunoscut este acel experiență. Dorian este veterinarul alături de mine a proiectelor eTwinning. Veteranul, pardon. Și a zis bine, a zis că vreau. Că el voia veterinar. Da, și participă la toate videoconferințele online. Videoconferințe la care noi ne adunăm în jur de 70-80 de cadre didactice și elevi. Și de fiecare dată am primit mesaje de la profesorii din celelalte țări, Turcia, Spania, Italia, Olanda chiar, Norvegia sau orice altă țară, că avem un proiect în care suntem 126 de țări și toți au remarcat faptul că el vorbește o engleză extraordinară, accent, corectitudine gramaticală, fluență și tot ce ai nevoie. Adică chiar ne-au zis că păi, ușor ar putea să conducă o videoconferință. Da, poate îl capacităm și pe el, pe Dorian, pe aici, prin redacție pe la noi. Mădălin, la fel. Cred că e momentul să schimbăm toată rețeaua electrică din trustul nostru, da? Că avem cu cine. Mădălin, mult succes în tot ceea ce faci. Felicitări. Mulțumesc. Tot respectul pentru tine. Și să ți se îndeplinească toate visele. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc, doamnelor. Vă mulțumesc pentru prezență. Încă o dată mulțumesc și ție, Mădălin. Și îi invitați pe absolvenți, viitori absolvenți de gimnaziu să vă viziteze, practic. Bineînțeles, îi așteptăm cu brațele deschise să ne vadă la noi acasă și casa noastră să devină și casa lor. O să mai avem ocazia să vorbim despre liceul Grigore C. Moisel. Încă o dată mulțumesc. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Rămâneți pe Campus TV în câteva minute. Colega mea, Marc Donescu, vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii de Ale Buzeanului. O seară excelentă, la revedere!